32,04% din numărul total de alegători înscriși în listele electorale. După cum știți, prezența la urne este calculată pe baza datelor primite de la toate cele 18.553 de secții de votare organizate pe teritoriul României. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne este de 11.341.521, din care 10.044.464 alegători înscriși în copiile de pe listele electorale permanente, 1.190.066 alegători înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul din legea 370/2004 și 106.991 alegători prevăzuți înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul 2 din legea 370/2004. Pe cele două medii, urban și rural, s-a înregistrat următoarea prezență la vot. Urban 61,41%, rural 62,88%. O prezență mai ridicată la vot s-a înregistrat în județele Ilfov 80,17%, Cluj 69,56%, Olt 67,57%, Giurgiu 67,16% și Sibiu 66,61%. O prezență mai redusă la vot s-a înregistrat în județele Harghita 47,82%, Covasna 49,87%, Satu Mare 52,97%, Vaslui 53%, Neamț 55,37%. În municipiul București, prezența la vot a fost de 65,53%, situația pe sectoare fiind următoarea. Sectorul 1, 72,60%, sector 2, 66,51%, sector 3, 59,98%, sector 4, 65,70%, sector 5, 62,21% și sector 6, 69,22%. Acesta este ultimul comunicat pe ziua de astăzi. Următorul comunicat la ora 1 noaptea cu prezența pe secțiile de votare din străinătate, iar la ora 2 primele rezultate parțiale privind centralizarea efectuată la Biroul Electoral Central prin mijloace electronice. Domnule Mucleț, ne sunt trimise filmulețe către redacție cu incidente în Torino și în Paris. Către Biroul Electoral Central au venit sesizări cu privire la astfel de incidente, 1 și 2, dacă cumva s-a prelungit în vreo secție de votare din diaspora procesul electoral. Toate sesizările făcute la Biroul Electoral Central pentru prelungirea duratei votării și, așa cum am spus în intervenția anterioară, au depășit suta, ca să spun așa, au primit răspuns, au vrut să primească răspuns în perioada imediat următoare, că nu se prelungește votarea. Votarea este clar prevăzută la articolele 44 și 46 din lege, este între orele 7 și 21, evident, ora locală, acolo unde se află secția de votare. Am văzut și eu imagine cu incidentele de la Torino, pe hotel viziune. Nu pot să comentez mai mult decât atât. Am luat legătura cu colegii de la Biroul 48. Mi-au spus că încearcă să vorbească cu cineva de la secția de votare de acolo. Au transmis circulară către toate secțiile de votare din străinătate să respecte prevederile legale și votarea se încheie la orele 21. Din țară ați primit sesizări că observatorii ar fi scoși afară de la operațiunea de numărare a voturilor? Nu am primit astfel de sesizări. Mulțumesc frumos. Seară bună. Da.